Du-te, frate, du-te, cum să cad în... Doamne ferește. Ar vrea să-l încerc, dar să-i dau din prima. Hai că încercăm din prima, dacă e. Bă, sumonez, de ce asta face să murează ceva? A murit, a murit, du-te. Neața și bine v-am găsit la un nou episod din Ark Omega. Astăzi trebuie să prindem niște animale, pentru că am încercat, am jucat un pic off camera, am craftat câteva chestii, kibble-uri și mai bine vă arăt. Oare este extim adevăratul sau este extim falsul? Nu știu dacă este extim falsul. Ah, nu, extim adevăratul, că este acuscă. Bună ziua, domnul extim, bună ziua, domnul... Bună ziua, tu ești extim adevăratul sau extim falsul? Adevăratul. După voce nu te aud că este adevăratul, vreau să aud vocea inițială. Bă, este adevăratul, coaie. Mamă, este adevăratul, micuț extim. Uite că el are... Ce are? Mama, sperea că ai alfa animale, deci numai la primele și la basic. Care primul? Asta e primul tot dinozaur. Da, e greu, te-ai pus și într-o zonă aici mai nasoală, te-ai pus acolo sus? A, aici la peșteră parcă ai zis că te pui, mă. Aici la peșteră, da, pe aici e ok, aici e ok că nu-s așa multe. Nu-s așa multe aminale. Poftă bună să ai la joacă. Mergeți la el pe canal că e micuț extrem ăsta. Asta e micuțul extrem, politicosul. Ăsta nu m-a jurat niciodată în viața lui, coaie, și l-am jurat de toată familia, hai că l-am jurat dacă e. Odată nu m-a jurat, coaie, că e prea politicos. Deci am ajuns în fața bazei, aveam un pteranodon. M-am chinuit să-l prind acolo, am reușit să găsesc unul care merge prins cu kibble-urile mele. Și surpriză, în fața bazei era un compi modat. Mi-a dat one shot, mi-a omorât și m-a omorât și pe mine. A omorât și pteranodonul. Am închis calculatorul, m-am pus la somn și am zis că astăzi continuăm și încerc să filmez, să vedem dacă prindem ceva. Nu uitați că în descriere aveți link către canalul lui Emily Reis, link către serverul de Discord, către Tizo, ori dacă doriți trageți un ochi și acolo, v-aș fi foarte recunoscător. Hai să dăm drumul și să mergem un pic să vedem ce putem prinde și ce kibble-uri am. De ce am făcut eu, nu știu de ce e glitch-ul ăsta când deschid inventarul, se face imaginea așa, avem kibble-uri aici câteva, expiră în 13 ore, bine, dacă le pun ăla de kibble-uri, țin un milion, țin la infinit cumva. Am făcut și niște săgeți, astea sunt de 4 ori cred că mai puternice parcă, sau de 8 ori și astea sunt mai puternice și aveam și două și mai puternice, dar le-am folosit aseară pe Pteranodon. Și o să încercăm noi să mergem acum, să prindem, am văzut că MLA avea un pistol, un shotgun, care prindea animalele, nu știu cum l-au făcut ăla. Habar n-am, trebuie să mă uit să văd cum l-au făcut, era un shotgun de ăsta mic, default, ăla primul și prindea cu el în plasă animalele cumva. O să încercăm și o să prindem. Avem așa, avem kibble-uri pentru Nightmare, pentru Natur Kibble, Rage Kibble, deci o să trebuiască să prindem. Am făcut din basic aici o grămadă pentru că am mai dus pe plajă și am găsit esențe, chestii, s-au bătut dinozauri pe acolo. Nu mai avem așa multe că am făcut kibble-uri. Și de la basic am făcut toate, în afară de, cred că asta ultima nu aveam, Cosmic. În rest de toate am făcut și l-am folosit pe, nu Natur, unul dintre astea două de aici. Ăsta, Resource Kibble. Ăsta l-am folosit pentru Pteranodon și nu cred că mai avem pentru încă unul. Nu avem resurse soul. Ok, deci atunci o să mergem cu kibble-urile pe care le avem. Încercăm să găsim un dinozaur. Avem două săgeți astea mai bune, plus încă 10 sau 11, un pic mai normal așa. Hai să avem grijă. Băzuța noastră aici o să trebuiască să o facem full. Și aici aș lăsa deschis așa, dar o să-mi trebuiască un scut tech, ca să nu poate intra playerii. Iar eu să pot intra cu Pteranodon direct fără să mai deschid porțile. Hai acum să mergem pe aici. Acum nu mai avem ăla de noob, deci e o leacă riscant, s-ar putea să mor în continuu, dar încercăm, ne putem lua itemele înapoi, avem ăla de revive, asta e bine măcar. Și hai să căutăm aici pe plajă, uite acolo Pteranodon, avem chestii, avem și Awesome Spyglass, o să-l activez ca să ne fie ușor. Avem și ăla, self-destructiv, nu, ăla nu-l putem blânzi. Și mai avem noi pe aici, ăsta e Astral, Ethereal Kibble, două, dar vrea două, am un Ethereal, dar n-am două. E level 106, dar e astral, e normal, nu cred că îmi dă el ceva. Alpha Kibble vrea. Tu vrei Beta Elemental Kibble. Nu am Beta Elemental, tu? Beta Elemental Kibble. Nightmare Kibble, nu am un Nightmare Kibble. Nightmare Kibble. Am și putem face Pteranodon. Cât are Torpor? 7000. Și ăsta e vampir, nu știu ce face. Dar pe ăsta îl putem face dacă îl prindem la pământ. Nu știu cât dă o săgeată din asta de mea. Ar vrea să-l încerc, dar să-i dau din prima. Hai că încercăm din prima dacă e. Hai la bază. Aoleo, ce invidios să-i... Băi, e greu oleacă. Că nu ai kibble-uri multe. Dacă stai să te plimbi așa, gen o oră, două, să stai să doar să te plimbi. Summoner kibble. Nu știu dacă am așa ce. Uite un argentavis acolo.
Nu am eu summoner, un kibble. Parcă ceva. Resurs, summoner kibble. Am unul, hai să-l facem pe ăsta să vedem. Are 4000. Sper să nu ataci foarte repede. Săgeata asta dă destul de mult, dar sper să... summoner, de ce asta face? Summonează ceva. A murit, du-te, frate. Măcar de la așa dormi pe ăla. Starfire, Giga. Deci Giga mi-a spawnat, nu... Aici în capăt era el. Acum nu, dacă nu fugi și el pe mine, ăla-i? Da. Uite-l că aproape adorme. Deci, nu, o să-i dau din asta puternică, să-l fac din one shot. Tu ce ești? Prime Mythical, nu. Din n-am e treabă. Am ratat-o, frate. Ce slabă-s. O să ocolim un pic să scăpăm de ăștia. Și unde ești? Ăsta-i? Random. I-am dat. Au mai spawnat ceva? Sau mă atacă frasul acum? Că mai era unul de lui pe aici. Nu văd. Bună, micuțule. Vreau să fie a meu. Ce vrei tu? Summoner Kibble. Care e Summoner Kibble-ul? Nightmare, Natur, Summoner Kibble. Mănâncă și hai acasă. Îl duc în siguranță pe asta să am grijă să nu-l bată. E și level mărișor. Viață nu prea are el așa mult. De asta dacă îmi faci un giga sau asta e super OP. Doar că eu trebuie să-l țin safe pe asta când mă bat. Că dacă moare, o să-i bag doar în viață. Să nu-și ia one shot. Hai, videosule. Primul nostru dinozaur care a trăit. Stai, mai întâi să intri în bază. Vino mai repede. Așa, stai aici. Bun. Tu ești normal, random. Ok. Ce să-i bag eu? 1800 damage, ar ești nebun? În viață să-i bag. N-are carne în inventar. Hai să vedem alea, că meat. Muia. Meat, dacă avem raw meat. Nu cred că avem. Kibble machine, crazy potion. O, de aici. Ia de aici, să ai să mănânci. Să-ți faci viața full. Așa. Acum, tu stai cu micior aici. Eu merg să văd. O să schimbăm săgețele, că el avea 1000 și ceva torpor numai. Punem astea așa. Mai încarcă. Să vedem țestoasa asta. Că și pe asta cred că putem să o prindem. Care era aia normală de acolo? Nu, nightmare, nu. Utility cable, nu. Uite aia, cred că e. Nu e asta. Asta e verde. Păi era una. Sau e aia și nu vede. Că ating eu în altceva. Ultimate nightmare. Guardian cable, hai să vedem un pic. Guardian, parcă am eu un guardian. Rage, mythical. Guardian cable, am unul. Perfect. Ia vino încoace. Acum bine, o să fac. Eu fac tot ouă normale astea. Dar poate au vreo putere ceva. Bă. Vreau să dorm. Dacă mă atacă, se mă atacă tătic. Așa e. Că na. Trebuie, se poate să nu. Uite cum vine țestoasa. Eu adorm. Nu l-a nimerit? Așa. Ăla și-o lua somn. Tu mă lași în pace? Nu mă lași. Fără curem puternic ăsta. Hai să băgăm kibble-ul aici în inventar. Nu încoace. Guardianule. Guardian. Transfer. Tu te faci aici, da? Unde este astoasa aia? Că aia încă mă caută. Videoasă rău. A, nu. I s-a dus regiul. Bă, asta e bine. Măcar nu ține agro așa de mult. Aoleu, harvesting tech. Bă, asta cred că e șmecher. Beta utility cable. Că e din tech și dă și harvest. Cred că ia multe resurse ăla. Ar fi șmecher ăsta. Ar interesa pteranodonul ăla, că ar face lemn în continuu. Deci dacă găsești dinozauri cu proprietăți, ăia mi se par super șmecher, aia de resurse. Că ia acolo în bază și îți fac și lemn și chestii. Water compi. Uniți astoasa. S-a făcut. Cred că o să luăm să o ducem noi la bază mai întâi. Vino cu ace. Reflectiv, asta cred că dă damage înapoi sau ceva. Uite, îl bate ceva. Hai repede. Ia să vedem ăștia, cât damage dau ăștia. 800, chestii. Mi-a transformat și un Drake. Bun, și le-am luat în inventar astea, basic chestii. Ok. Hai cu mine, băieții. Mamă, am ajuns și am adus acasă, invidioșilor. Aici
Bun, mamă, ce lou e asta invidiosul. N-am fructe, cred, să le bag în inventar sau ceva. Să mănânci asta ușurel aici. Bă, văd că are 500 de kill, 200 și damage. Asta dă reflectiv, cumva. Reflectă damage-ul. E destul de ok. Am mai luat și două soul-uri, ceva noi. Vedem un pic ce soul-uri avem aici. Asta oare fi resource soul. Am făcut un resource soul. Resource soul. Basic. Care era resursa asta? Da. N-am major berry 10, du-te, frate, invidios ești. Merim la basic. Și ăsta-i, nu guardian. Ethereal. Utility, ăsta-i. Resource kibble. Pămil. Perfect. Și acum, uite că pot să mai fac kibble-uri din astea lante. Unstable kibble. Ethereal kibble. Guardian kibble. Ok, deci avem ăsta. Resource kibble. Din asta e Raptor Randonul ăla. Hai să vedem aleacă bola. Bun, deci am pus bola. Aici avem vreo bola ceva mai șmecher. Ia să vedem aleacă. Ok, deci alea nu prea știu ce-s. Hai să încercăm noi acum să luăm Pteranodonul ăla de acolo. Dar dacă facem noi Pteranodon, mai întâi aș vrea să fac eu și așa. Pteranodon, uite aici. Pentru că vreau să vin cu el în zbor. Să nu mai mor. Să moară în fața bazei până nimerește el ușa și nu știu ce. Că ies și de Nunicus ăla cu în fața bazei. Luăm asta aici, o lăsăm în inventar de fapt. Și am plecat. Avem resource kibble. Că era de resurse, era de lemn dacă nu mă înșel. Și mergem repede încolo. Dar asta e greu de făcut, ăla cât are 25.000 torpor. Nu știu dacă am eu ce să-i dau eu atâta torpor-ului. Mai am o săgeată din asta. Și după aia am alelante. Nu știu ce să-i fac. Aș da în el, eu știu. Unde e Argeu? Uite-l aici. Hai să dau de mai aproape. Dar nu cred că-i dă multe, îi dă numai vreo 2000 torpor. Repede. Pune și pe asta înainte. Fugi. Când am zis să fugi, păi fugi. M-a pierdut, ok. Asta înseamnă că dacă mai dau una, numai să coboare el mai jos. Are 9000 torpor deja. Fug eu până ca și fac un kibble de ceva. Dacă nu vreau să ratez, că astea mai bunici, că restul sunt mai normale. Și a 12.000. Fugim o leacă. Băgăm acum repede săgețele astea, rante 7 mai avem. Unde ești? Haide, nu fura curent. Bă, cum l-am ratat? Nu-l mai fac. Nu i-am dat. Nu i s-o pus hit-ul, frate, ești nebun? Nu i-a dat asta așa de mult. Îi dă o leacă, dar nu i-a dat suficient. Să-l facem. Măcar zboară încetul. Sau? Încă două mai am, nu-l fac. Mai trebuie puțin rău. Mai trebuiau două săgeți. Exact are ce le-am ratat. Vede-l că fuge acum. M-am încurcat din ăla super șmecher. O luat agro deja. Cât are 900.000? Du-te, e păianjen curcan? Da, ce să mai... A, nu, e păianjen, e călugăriță. Unde e argeul ăla? Sper că nu s-a bătut curcanul, că nu știu ce fac. Sper că și golemul ăla a plecat de aici. Să pot eu să-mi fac treaba. Ce asta, mă? Am căzut în prăpa... Uite cât metal aici, de sub. Nu m-a atacat pisică. Mamă, rechin și vine spre mine. Du-te, frate, du-te, cum să cad în... Doamne ferește. Cum să cad, frate, în... A sărit un era drept, cum să cad în cascadă? Dar cum am trecut eu de... am căzut în cascadă? E gaură acolo. Da, uite, uite unde e gaură tocmai. E aici, stânca mai continuă. Încă un metru, doi. Ăla cred că e. Vezi dacă nu e ăla. Numai că aici e în Redwood. Da, ăla-i. E o problemă, aici e plin de scorpion, de toate animalurile. Beta Nightmare, nu am așa ceva. Și nu mai am stamina acum. Uite aia cât de mergi, dau. Ar trebui să-l dacă coborea meu ești. Numai să nu te bată ăștia. Uite acolo, Deinonychus. Frate. Uite alea cât are, 24.000. Un hit, vino. Nu-i nimic aici, vino. Aoleu, unde-i curcanul ăla, că e departe pe acolo. Uite-l. Argi, vină încoace. Bă, dar două săgeți nu mi s-au pus în el. Am tras în el chiar când venea și... Degeaba, curcanul ăla acolo.
Nu ateriza lângă curcan. Cine vine acum? Dacă îmi bate Argentavis, nu știu ce fac. Lasă-mă, te rog, lasă-mă, nu venim în pace. Salut, salut, salut. Mamă, curcanul vieții. Salut, 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 salut. Nu cred, mi l-am mâncat. Băga mea și-o picior în el, curcan. Vezi că te bate. Du-te, tu, curcanul vieții. A ce-o venit în coace? Nu cred că l-o văzut pe el și-o venit în coace. Așa bătaie, cred că meu. Sau? Ba nu, îl bate. Uite, uite, fugi, fugi, fugi. O luat agro pe mine acum. Lasă-mă, nu sări, nu sări, nu sări, lasă-mă. Mi-a bătut margin, Tevis-o, curcanul vieții, frate, dar nu vineam cu asta, te-a acolo liniștit. L-a bătut sau nu l-a bătut? Cât mai are viața? Pasul de mie, da, dar dă mult damage și el nu rezistă cu argeul ăla. Trebuie să iei pauze să... M-a ofuscat. Du-te! Nu mai vine. Uite-l că vine, mă! Cam filmele alte groază, frate, cum a ieșit din... Poți sar aici? Pot. Să ies cu ocolești și intră înăuntru. Stai să ies dacă nu... Că-n capi. Unde e? Să ies cum s-a intrat mine acum. Uite-l, du-te acolo, stai cu oameni, stai acolo. Bă, am reușit să-l adorm, frate, și mi l-am mâncat. Du-te, tu ce vrei? Elemental Kibble nu am. Bă, ce mi-e ciudă. Nu știu unde-i băiatul ăla. Tu vrei Ethereal Kibble 1. Și are numai 2000 torpuri. Hai că-l facem pe asta. Cam Ethereal. Ethereal am 1. Ia de aici, unde-i? Beta Resource, Elemental, Natur, Rage, Mythical, Ethereal, deci albul Ethereal. Ce invidios ești. Uite, mă chinui pe aici, am prins vreo 2-3 dinozauri. Tot în curul gol ești cu aia, jos. Da. Unde? M-am jucat o leacă. Aoleu, vezi aseară că vreo oră. Să ne moare, stai. M-am jucat o leacă aseară, dar... Asta e a tău cu aia, what the fuck. Da, da. Am zis, hai spor. Mersi, mersi, la fel. Dacă ai nevoie ceva, scrii pe chat. Ok, ok, mersi. Ex malor, dar nu, frate, nu vreau să mă ajute, nu. Guardian, Rivality. Nu, Rivalry, Rivality, o ce am citit și eu. Guardian Kibble, hai vedem dacă putem face, dacă torpura asta 5000. L-am putea face pe asta, cu câteva săgeți. Dar Guardian, nu dă nimic asta, Tech Controller. Numai să nu-l bate Ex malor pe aici. Ce e asta, bă? De unde s-a spawnat boss-ul ăla? Cred că un dinozaur l-a spawnat. Mamă, hai încoa, hai, hai micuțule, hai acasă. Băieți, ne oprim aici cu episodul al doilea. Așteptăm să fac aici ăștia mai multe ouă și chestii, să facem kibble-uri și încercăm să mai prindem un dinozaur 2. E un pic greu până ce dăm startul să începem să avem kibble-uri și un dinozaur de zburat, să mergem ușor pe hartă, să căutăm și astea. Am dat un pic fail. Aoleu, aoleu, aoleu. Mi-a murit acolo argentevisul ăla. Da, ne revenim noi, ok? Vă pup și vă respect, seara frumoasă aveți, pa, pa!